Este al treilea curs. Astăzi vom vorbi despre modele de simulare în al treilea curs al simulărilor de marketing. Da? Una dintre simulările de marketing se numește Monte Carlo. Ați mai auzit de ea, nu-i așa? Pentru că provine chiar de la Monte Carlo, de la casino de acolo. Da? Se bazează pe distribuții de probabilitate și se dorea a se afla cu ce probabilitate se poate obține un câștig când s-a aplicat această simulare. Deci, cu alte cuvinte, această simulare permite analiza riscului prin construirea de modele ale rezultatelor posibile, substituind o serie de valori cu o distribuție de probabilitate pentru orice factor cu o incertitudine inerentă. Deci, cu alte cuvinte, tot ce vom obține noi prin această simulare va fi asociat cu o anumită incertitudine. Și ce înseamnă că vom folosi distribuții de probabilitate? Tocmai v-am arătat data trecută cum am generat aleator și o serie în Excel cu funcția random, da? Ei, noi putem să alegem o distribuție de probabilitate, să zicem să fie o distribuție normală, gen curba lui Gauss, putem alege o distribuție logaritmică, exponențială, etc., da? Pe care o asociem cu rezultatele posibile, da? Ale problemei noastre pe care o vom analiza. De altfel, o să vă dați foarte bine seama cum se aplică această metodă în aplicația pe care o facem după ce prezentăm elementele teoretice de la curs. Vom observa că această simulare implică mai multe etape, cu un set diferit, fiecare cu un set diferit de valori aleatoare, pe baza acestor funcții de probabilitate. Deci valorile sunt aleatoare, dar sunt pe baza unor funcții de probabilitate, adică se încadrează în astfel de funcții. Dacă luăm în calcul numărul de incertitudini și intervalele asociate acestora, rezultă o simulare Monte Carlo care implică mici, mii sau zeci de mii de recalculări până ni se oferă nou un răspuns final plauzibil. Cu alte cuvinte, această simulare produce distribuții probabile ale soluțiilor. Deci, vă spuneam de la început că tot ce facem noi la simulările de marketing are un grad de incertitudine, de la mic la mare, da? Poate să fie, putem să avem rezultate oarecum exacte, foarte scalabile, da? Dar există și situația în care vom afirma că rezultatul nostru este valabil, dar cu o anumită probabilitate. Uitați, aici în acest slide sunt prezentate diferite tipuri de distribuție care se pot asocia unei metodei Monte Carlo, cum ar fi distribuția normală. Știți clopotul lui Gauss, da? Care are o codiță în stânga, o codiță în dreapta, de exemplu, notele studenților la un examen ar trebui să se încadreze în curba lui Gauss, respectiv foarte puțini studenți să ia nota 10, foarte puțini studenți să pice examenul, mulți dintre aceștia să ia, să zicem, 8-9, da? Tot așa destul de mulți, dar nu foarte mulți totuși, să ia 5-6 și practic nota 7 va fi cea mai frecventă în această distribuție. Dacă reprezentăm așa grafic, distribuția seamănă chiar cu un clopot. Un alt tip de distribuție de probabilitate este distribuția log normală, în care valorile sunt denaturate în mod pozitiv, cum este cazul valorilor imobiliare de proprietate.
prețurile acțiunilor. Deci, cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, este penurie mare, da, noi vom crește imediat prețurile la imobile. O distribuție uniformă. Putem asocia metodei Monte Carlo, o distribuție uniformă, în care absolut toate valorile au aceeași șansă de apariție. Da? Deci se definește doar minimum și maximum și între minim și maxim absolut toate valorile au aceeași șansă de apariție. Cum ziceam noi, acest lucru putem obține, de exemplu, o astfel de distribuție cu funcția random. Da? Și aici avem, ca exemplu, în natură, în economie, costurile de fabricațiile sau veniturile viitoare ale vânzărilor pentru un anumit produs. Da? Bun. Există și posibilitatea să asociem metodei Monte Carlo distribuție triunghiulară. În cazul acesta, utilizatorul definește minimul cel mai probabil și valorile și maximul cel mai probabil, da? Valorile maxime. Ei, toate valorile care se apropie de minim au o probabilitate mai mare de apariție. Și în cazul acesta putem reprezenta, putem spune că un fenomen economic care se încadrează în distribuția triunghiulară este cel al vânzărilor pe unitatea de timp și niveluri de inventar. Un alt tip de distribuție asociată metodei Monte Carlo este distribuția PERT, foarte asemănătoare cu cea triunghiulară, da? Cu singura diferență că extremele nu sunt la fel de accentuate. Deci putem spune că durata unei sarcini într-un model de management, putem lua ca exemplu, ca fenomen din economie care se reprezintă pe baza unei distribuții PERT, durata unei sarcini într-un model de management al unui proiect. De exemplu, la managementul proiectului avem o sarcină, poate să fie chiar activitatea de management. Deci, activitatea în care se stabilesc rolurile fiecărui utilizator, fiecărei persoane implicată în proiect, fiecare activitate pe care o desfășoară persoana respectivă, cât durează acea activitate, cu ce resurse se realizează acea activitate, da? Deci toate acestea seamănă această distribuție PERT, dacă vă este familiar, seamănă oarecum cu distribuția Gauss, cu reprezentarea Gauss a proiectelor, da? În care în partea stângă, Adriana, sunt la curs, te sun eu mai târziu. Da. Îmi cer scuze, m-a sunat o profesoară. Așa, deci spuneam că la această metodă, pe partea stângă este o coloană cu sarcinile principale dintr-un proiect, să zicem prima activitate, activitatea de management, 2, activitatea de predare cursuri, 3, activitatea de evaluare, etc. Și la fiecare activitate mare avem subactivități. De exemplu, la activitatea de predare avem predare curs 1, predare curs 2, etc. Da? Bun. Și în celelalte coloane din stânga dreapta, din dreapta, pardon, avem resursele care trebuie folosite pentru fiecare activitate, timpul, da? Reprezentarea grafică a timpului pe luni, pe zile, pe așa mai departe. Deci aceasta este o distribuție tip PERT, tip Gantt. Seamănă foarte mult distribuția PERT cu distribuția Gantt. Sau mai există posibilitatea să asociem metoda Monte Carlo cu o distribuție discretă. Ce înseamnă acest lucru? Utilizatorul definește valorile specifice care pot apărea și probabilitatea pentru fiecare comportament al consumatorului.
De exemplu, avem 10% șanse de a cumpăra o tabletă, 70% șanse de a cumpăra un laptop, 20% șanse de a cumpăra un calculator tip desktop, da? Deci aici e clar, da? Aici se definește de către utilizator, pentru că el știe mai bine aceste probabilități. Aceea se și numește discret. Ok, pentru ce folosim noi simularea Monte Carlo? Folosim această simulare pentru că oferă o imagine mult mai cuprinzătoare a ceea ce se poate întâmpla și cât de probabil este să se întâmple. Da? Deci, cu alte cuvinte, știm care sunt activitățile, care sunt timpii și în felul acesta vom ști exact și când este probabil să se întâmple acest lucru. Bun, un alt motiv pentru care folosim această simulare este aceea că presupune utilizarea unui model probabilist care se asociază sistemului simulat. Acest model implică generarea variabilelor aleatoare, cum vă spuneam, cu funcția random, care urmează apoi a fi legat ca o soluție funcțională. De, știu că pare ceva foarte ciudat exprimat aici în curs, dar în momentul în care vom face aplicația propriu-zisă și când veți vedea cum asociem aceste variabile aleatoare sistemului nostru simulat, respectiv altei variabile, da? Așa veți observa că de fapt este ceva foarte ușor de înțeles. Și astfel se fac mai multe experimente, după care alegem dintre toate experimentele noastre acel experiment care oferă soluția optimă. Da? Bun. Această analiză Monte Carlo permite analiza și simularea fenomenelor foarte, foarte complexe, care au multe variabile, care au mulți parametri, cu relații complexe între ele, da? Între componentele ei, cu factori perturbatori, da? Și bineînțeles că oferă o anumită soluție generală cu o anumită probabilitate, da? Astfel, fenomenul efectiv real este înlocuit cu un eșantion reprezentativ, pentru că de cele mai multe ori fenomenul real poate să conțină sute de mii de înregistrări. Și în cazul acesta este foarte greu de lucrat și s-a observat în statistică că rezultatul este același și dacă lucrezi pe un eșantion și dacă lucrezi pe toate datele, cu condiția ca eșantionul respectiv să fie reprezentativ și ca toate testele de ipoteză să fie îndeplinite, să aibă parametru de realizare cu eroare foarte mică, mai mică decât 0,01 sau în anumite cazuri 0,05. Da? Deci, cu alte cuvinte, cu probabilitate maximă de apariție. E, acum, la fiecare test mai există și asumții, de exemplu, variabila să fie de tip numeric sau să fie distribuită normal, etc. Depinde de la caz la caz de ce tip de test aplicăm noi asupra variabilei respective. Bun, dar de ce folosim această simulare? Pentru ce? La ce ne ajută ea? După cum vedem, această simulare ne spune cam ce ar putea să se întâmple, da? Dar și cât de probabil este acest lucru. Da? Deci, nu, să zicem, s-ar putea, cum spun și cei de la meteo, s-ar putea ca mâine să fie, nu știu, 5 grade, da? Cu o probabilitate de 95%. Da?
Partea frumoasă a acestei simulări este aceea că rezultatele pot fi reprezentate sub formă de grafice, da? Soluțiile respective, cu șansele lor de apariție. Întotdeauna să țineți minte ce vă spun eu acum, când vă confruntați cu o sursă de date, primul și primul lucru, după ce le normalizați așa cât de cât, după ce le aranjați ca să fie de același tip, să aibă, să zicem, același număr de, de cifre după virgulă, etc. Deci normalizați datele, da? Le prelucrați corect. După aceea, primul și primul lucru, faceți grafice. Graficele sunt ca un fel de radiografie a datelor dumneavoastră. Întotdeauna un grafic foarte bine realizat expune multe informații din sursa de date. Bineînțeles, după aceea noi venim și aplicăm teste de ipoteză, teste de corelație, teste de covarianță, de asociere, de, da, bun, deci o mulțime de teste, da? De regresie, etc. Dar, printre altele, primul și primul lucru, trebuie să facem acest lucru, să reprezentăm grafic datele, că în felul acesta ne dăm seama dacă ele sunt omogene, dacă ele formează un anumit tip de distribuție, dacă ele pot urma un model de regresie. De exemplu, doar din simpla reprezentare grafică poți să-ți dai seama dacă poți să faci o regresie, să zicem, lineară sau exponențială sau logaritmică sau pătratică, pentru că vezi din graficul respectiv, dacă tragi o linie așa să faci conturul, cam ce formă are conturul respectiv. Și în funcție de acel contur, tu poți să alegi ce funcție să aplici. Bun. Și în cazul în care nu merge absolut nimic, în general, o funcție care merge foarte bine este funcția logaritmică, pentru că este foarte șerpuită. Adică tinde să cuprindă cât mai multe valori ale datelor noastre, sau dacă nu, o funcție exponențială, o funcție polinomială, dar cu un grad mai mare, 3, 4, 5, 6, etc. Bun. Folosim metoda Monte Carlo pentru că permite descoperirea variabilelor care au un impact mai mare asupra rezultatelor. Deci, pe lângă faptul că ne spune cu ce se va întâmpla, cu ce probabilitate, ne spune și care este variabila care determină cel mai mare, cea mai mare variație a modelului nostru, variabila cu impactul cel mai mare, da? Deci, prin această metodă, noi putem afla care sunt valorile pe care le-au avut variabilele la intrare, atunci când au loc anumite fenomene și să putem aprofunda prin analize suplimentare. De asemenea, este posibilă modelarea relațiilor de interdependență dintre variabilele de intrare. Cu alte cuvinte, într-un model, pe lângă faptul că trei dintre variabilele noastre o influențează pe cea dependentă, aceste trei variabile între ele poate exista o interdependență. Uneori, în statistică, acest lucru se verifică prin multicolinearitate și prin Darwin-Watson, prin autocorelare. Dacă există o autocorelare a erorilor, modelul nostru nu este bun. Dacă există multicolinearitate, deci dacă coeficientul nostru de multicolinearitate VIF, da, este foarte mare, să zicem, depășește valoarea de 10, e clar că iarăși modelul nostru nu este valid. Dar haideți să luăm exemple de fenomene din mediul nostru ambient care se pot modela cu ajutorul metodei Monte Carlo.
Primul exemplu este acesta: estimarea randamentului mediu și al gradului de risc al produselor noi. Cu alte cuvinte, dacă noi vrem să lansăm un produs nou pe piață, facem întâi o simulare în Monte Carlo și exact asta vom face și la seminar. De asemenea, putem analiza prin metoda Monte Carlo prognoza venitului net sau estimarea costurilor structurale sau estimarea costurilor de achiziție. Da? Determinarea sensibilității venitului net la diferiți factori de risc, de exemplu sensibilitatea la rata dobânzii, la fluctuațiile cursului de schimb valutar, cum se modifică, da? Toate aceste venituri net, de exemplu, cum se modifică odată cu rata dobânzii, cu schimbul valutar, da? Bun. Mai aplicăm metoda Monte Carlo și pentru determinarea cantității optime de materiale, a materialelor de producție, da? Să știm exact cât trebuie să alocăm pentru a obține un produs final care să fie conform standardelor internaționale și naționale, care să se vândă ușor, care teoretic ar trebui să se vândă de la sine, să nu aibă nevoie de reclamă, să fie atât de bun încât să se vândă singur, da? Dar pentru asta trebuie să avem aceste elemente corect estimate. Să zicem, vrem să producem un nou tip de, ce vreți dumneavoastră, de computer, da? Pentru aceasta trebuie să luăm în calcul care sunt tipurile de materiale pe care le vom folosi în asamblarea acestui computer și cantitatea lor, astfel încât să nu facem nici stocuri prea mari, nici prea mici și să putem să avem la timpul potrivit toate elementele care ne trebuie nouă pentru asamblarea produsului final. Monte Carlo este o metodă care se poate folosi foarte mult în finanțe, pentru calculul derivativelor financiare complexe, pentru determinarea riscului portofoliilor de investiții, da? Etc. De asemenea, putem folosi această metodă pentru a determina cât de multe unități din fiecare linie de produse ar putea fi comandate de furnizor pe unitatea de timp. Deci, pe baza estimărilor din anii trecuți, noi putem să estimăm care este valoarea comenzilor pe care o vom primi noi de la furnizori în anii următori. În anul prezent, de exemplu, și în funcție de aceasta facem stocuri de materii prime adecvate, angajăm personal adecvat, etc. Da? Metoda Monte Carlo poate fi folosită și pentru alegerea celei mai bune opțiuni, dintre două sau mai multe variante. De exemplu, putem să stabilim prin această metodă dacă prelungim un contract sau dacă mai amânăm un proiect de punerea lui, da? Putem de asemenea stabili strategii optime de investiții pentru pensie. Deci tot ce înseamnă derivative, elemente financiare, costuri, prețuri prognoza prețurilor, estimarea evoluției produselor pe o piață nouă, demararea unei noi linii de producție. Deci tot ce ține de astfel de estimări, care implică câteva variabile independente sau și una dependentă, măcar una, da? Așa se poate calcula, estimarea lor se poate calcula utilizând metoda Monte Carlo. Pentru a aplica această metodă, trebuie să urmărim mai multe etape de lucru. Prima etapă este aceea în care determinăm variabilele.
care sunt dependente, care sunt independente, care sunt componentele semnificative, care influențează pe care, da? Astfel încât să determinăm eficacitatea pe care o au variabilele modelului studiat. De asemenea, în a doua etapă de lucru se referă la desfășurarea seriei de observații. Cu alte cuvinte, analizăm fiecare element al seriei de observații pentru fiecare variabilă studiată și înregistrăm un interval de valori ale variabilei respective. Deci, să zicem, variabila A are valorile A1, A2, A3, A7, A20, da? Și pentru fiecare valoare A1, A2, A20 avem câte o frecvență de apariție asociată. Frecvența 1, puncte, puncte, frecvența 20, da? Asemănător șirurilor. Dacă vă spune ceva, sunt sigură că ați făcut la matematică șiruri. De fapt, ați făcut și din clasele mici, ca clasele primare, da, păi, la facultate. Bun. A treia etapă se referă la reprezentarea grafică a valorilor, astfel încât să obținem distribuțiile de probabilitate. Probabilitatea acumulată a modelului, acestea se pot calcula și prin formule. Adunăm fiecare probabilitate pentru variabila 1, 2, 3, 4 până la 20 și însumând aceste probabilități, obținem probabilitatea acumulată a modelului și spuneam că facem acest lucru uneori printr-o reprezentare grafică, pentru că spunem eu, ziceți, graficele reprezintă o radiografie a datelor noastre. Arată exact curba de frecvență, inclusiv curba de frecvență cumulată poate fi reprezentată grafic. După care alegem o metodă de generare a numerelor aleatoare sau pseudo-aleatoare, astfel încât această distribuție să reprezinte bine seria. Dacă, de exemplu, avem o serie log-lineară, va trebui să avem o probabilitate log-lineară. Dacă avem o serie exponențială, va trebui să asociem o probabilitate exponențială. Și tot așa. Da? Astfel încât numerele noastre să fie cuprinse în intervalul sau gama de valori ale variabilelor studiate. Deci dacă variabilele studiate au, spuneam, distribuție normală și noi vom genera numere aleatoare după distribuție normală. Dacă acestea au distribuție, să zicem, sinusoidală, vom genera și noi o distribuție sinusoidală pe care o asociem variabilelor noastre. Apoi, stabilim o corespondență între șirurile acestea generate de noi aleator și distribuția de probabilitate cumulată a fiecărei variabile. De ce facem asta? Pentru că fiecare variabilă întâmplătoare se asociază, pentru fiecare se asociază valori simulate sau virtuale ale variabilei studiate. Bun. Pentru valorile alese se caută interpolarea, valorile corespunzătoare pentru variabilele de interes. Deci vom alege valorile reprezentative. Ultimele trei etape se referă la calculul efectiv a variabilei noastre de funcționale de performanță, în sensul de a aplica o anumită funcție pe datele noastre. Apoi studiem valorile obținute, calculăm media aritmetică sau ce avem noi de calculat, modul, mediană, amplitudine, patere standard, dispersie, coeficient de variație, de corelație, da? Așa. Și după acestea vom observa dacă abaterea standard este mai mare sau se mărește cu numărul de observații asupra fenomenului respectiv.
Deci, cu cât abaterea este mai mare, cu atât modelul nostru nu este foarte bine reprezentat, foarte bine ales, nu reprezintă bine seria noastră de date. După ce am făcut toate aceste etape, va trebui să luăm o decizie în privința soluției optime, în funcție de rezultatul pe care l-am obținut. Probabilitatea ca produsul respectiv să se cumpere cu prețul de 44 de lei este de 0,15. Asemănător, costul unitar pe produs este previzionat ca fiind între 18 și 23 de RON cu probabilitățile asociate. Deci toate aceste date rezultă din cercetarea de piață. Nu le învățați pe de rost, nu aveți de unde să le știți dumneavoastră. S-a făcut o astfel de cercetare de piață care vă furnizează aceste date. Costul variabil, ziceam că poate să fie 18 lei cu o probabilitate de 0,15, 23 de lei cu o probabilitate de 0,4, da? 20 de lei cu o probabilitate de 0,3, etc. Iar costurile fixe pot varia între 3788 și 4918, da? Bun, cu probabilitățile acestea de aici de jos. Pentru 3788 avem probabilitatea de 0,2. Pentru 4788 avem probabilitatea de 0,25. Bun. Ca să estimăm profitul, vom folosi formula volumul de vânzărilor se înmulțește cu preț minus costuri variabile, da? Și din toată această valoare se scad și costurile fixe. Pentru că costurile sunt fixe indiferent dacă noi vindem 5 bucăți, indiferent dacă vindem 2500 de bucăți sau 10.000 de bucăți, da? Costurile fixe sunt fixe, da? Nu depind de numărul de produse vândute de noi. Acestea fiind datele problemei, vom deschide fișierul Excel și vom aplica metoda 0,4. O secundă.